Acum, în direct cu noi, Alexandru Anghel, purtător de cuvânt al companiei, vă spun bună ziua și mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumim și noi pentru ocazia de a comunica către pasageri. Vă rog tare mult, chiar de asta este nevoie în momentul acesta. Vreau să ne explicați în primul rând ce s-a întâmplat cu piloții dumneavoastră. Practic avem o situație fără precedent în care, în urma declarării INAF de zbor de către circa 29 aproape, de către piloți sau comandanți în funcție de caz, da, avem aceste zboruri suspendate, anulate, și poate câteva sute de pasageri care acum sunt în situația de a căuta alte variante de deplasare. Noi avem pe ultimele calcule 2000 și un pic. 2000 și un pic în total, să zicem. Mulți, o parte dintre ei și în aeroport, pentru că poate cursa lor s-a anulat când ei ajungeau sau erau deja acolo. Pentru ceilalți am încercat cât mai devreme să anulăm în funcție de, da, în funcție de notificarea fiecărei curse în parte, să anunțăm din timp, astfel încât găsească cât mai repede și ei o alternativă. Pentru pasagerii care sunt încă în aeroport, colegii din cadrul companiei Taronda acționează la nivel operațional încă de aseară, din jurul orei 12:01, când s-au anulat primele zboruri, vorbind despre cele de Cairo, Amman, Beirut. Iar de la acel moment a intrat în funcție această situație de specială și căutăm soluții pentru ei, fie pentru recrutare, fie pentru acomodare sau, eu știu, în funcție specificul fiecare dintre ei. Banii înapoi și iau oamenii aceștia pe cursa care s-a anulat? Sau cum se întâmplă? Îi redirecționați către o altă cursă? Și de ce vă întreb? Pentru că noi am găsit niște date care spun așa, dacă compania arată că este o situație excepțională, e bine, atunci oamenii nu au neapărat un drept să-și primească banii înapoi. Trebuie să vedem mai întâi cum încadrăm situația asta și, bineînțeles, pasagerii nu vor rămâne neretribuiți, pentru că fie se va căuta o variantă de rerutare pentru ei, da, o altă variantă de zbor, o reprogramare sau compensare. Care să fie, zic eu, în 24 de ore maxim, că na, oamenii ăștia, așa cum vedem și noi în imagini, văd și cei de acasă, mulți dintre ei au rămas în aeroport. Bun, care este soluția cu piloții? Este o întâlnire de lucru care urmează să aibă loc în această după-masă, să caute soluții, să vedem mai întâi care sunt cerințele, dar ce soluții sunt, astfel încât zborurile să reia cât mai rapid, să nu avem aceste anulări. Este clar, astăzi avem aceste zboruri, da, anulate, pasagerii vor trebui fie relutați cu alte soluții, pe alte rute, pe alte zboruri, fie recompensați. Domnule Anghel, acei piloți despre care vorbeați dumneavoastră au semnat cu toții acea declarație că sunt inapți să zboare astăzi și chiar îi rog pe colegii mei, așa arată declarația pe propria răspundere, cum o vedem pe ecran, spun că nu pot temporar. E vorba de 24 de ore? Da. Deci atât, 24 de ore, toți au semnat asta? Este o declarație individuală, reglementată în domeniu, astfel încât un pilot, atunci când el consideră că nu este în măsură să-și îndeplinească atribuțiile de zbor, sigur și eficient, poate invoca această cauză, inapt de zbor, pentru 24 de ore. Acum, această decizie poate avea mai multe motive, fie că e o problemă de sănătate, să zicem o migrenă, O iau un exemplu. Da, dar ce au invocat cei mai mulți? Adică, exact ce au spus. Stres emoțional sau, nu știu să vă spun acum pentru motivele invocate de fiecare, cert este că, avem un număr ridicat, 29 de piloți sau comandanți, depinde de aeronavă, care au invocat în acest interval situația de inapt de zbor, pentru 24 de ani. E clar, domnule Anghel, că noi putem traduce asta ca un protest, că este evident, că mi-e greu să cred că toți acești piloți ai dumneavoastră erau inapți de zbor astăzi, tocmai astăzi, doar că eram curioasă să văd ce spun ei până la urmă, ce invocă o scuză care nu este în conformitate cu realitatea, aș putea să spun, nu? Vom afla după această întâlnire de lucru pentru soluții, în primul rând pentru soluții pentru pasageri, și apoi, și pentru colectivul, pentru echipa Tarom. Sigur, dacă nu se rezolvă... Iertați-mă, dacă nu se rezolvă în 24 de ore, ce fac oamenii? Vă referiți la oamenii... Mă refer la oamenii care așteaptă curse, da.
Am înțeles. În aceste cazuri, fie se reprogramează, fie se da face reimbursement cum ar veni pentru aceste bilete. Dar ei au vreo garanție că și au acești bani înapoi? Apropo de ce vorbeam mai devreme, că dacă încadrați pe excepțional, poate nu e cazul. Ar avea vreo garanție în momentul acesta? Că nemulțumirea, eu am văzut colega mea, Nicoleta, e acolo, e foarte mare. Că stau de ore în șir, ați văzut copiii dormeau pe bagaje. Există un cadru foarte serios la nivel european în care funcționează toate companiile aeriene din Europa. Nu avem cum să le interpretăm sau să-l aplicăm da selectiv. Deci ne vom încadra în principiu în acest cadru de drepturi ale pasagerului și le vom respecta. Managementul prost, să-i spun așa, ne-a dus în situația aceasta? Sau ce s-a întâmplat? Nu pot să vă spun acest lucru, trebuie să așteptăm să vedem și noi care sunt rezultatele acestor discuții din întâlnirea de lucru din această după masă și să vedem în primul rând care sunt cerințele, da, și ce rezolvări există. Până la momentul acela doar speculăm și n-aș vrea să ne avântăm în această parte. Dar un indiciu ne-a dat ministrul transporturilor care scria în această dimineață, spunea că vrea o rezolvare rapidă a situației, dar și lăsat de înțeles că cei care nu participă la funcționarea bună a TAROM, desigur și piloți, ar putea să plece acasă. Se pune problema de dat oamenii afară acum, după o schemă, să o numesc, de genul acesta? Poate este grăbit să discutăm despre aceste lucruri. Există norme de regulament intern, se vor aplica, dar nu pot să speculez acum pentru ce măsuri se pot lua. Domnule Angel, vă mulțumesc foarte mult pentru clarificările pe care le-am primit de la dumneavoastră. Așteptăm și noi un update în foarte scurt timp de la dumneavoastră să ne spuneți că se rezolvă situația și se reiau zborurile și oamenii aceștia au și ei o rezolvare într-un mod de bun simț. Mulțumesc mult!